Bună ziua tuturor! Am revenit cu partea a doua pentru cei născuți în zodia Capricornului și în timpul pauzei am încercat să clarific cartea care mi s-a părut cea mai ciudată, da? Turnul pe care l-aveți în inimă. Repet, din punctul meu de vedere, e o energie uraniană, poate să fie, dacă nu, cineva născut în zodia Vărsătorului, cineva cu planete în zodia Vărsătorului, așa, dar poate să fie o veste, trăsne despre cineva drag, pentru că asta e în sufletul vostru, în luna voastră. Sau simt acum, da, că o veste ciudată s-a întâmplat, o situație ciudată s-a întâmplat cu ocazia eclipsei. Simt că ăsta e soarele în vărsător, în opoziție cu luna. Luna, fiind în poziția lunii, da, era în opoziție cu soarele în vărsător. Luna în leu, da, să nu uităm că avem leu. Și e interesant cum cărțile vorbesc, luna în leu în opoziție cu soare în vărsător. În acea perioadă s-a întâmplat ceva cu cineva foarte apropiat. Cred că cu această persoană, cred. Dar cărțile au venit așa. Am primit ca și clarificare 6 de bâte și 4 de pentacole. Cred că persoana respectivă avea un caracter mai pasional de foc, da? Avusese sau are o victorie profesională la care ținea foarte mult, da, ținea, aceasta e o energie care ține, poate ținea la profesie și o situație li s-a întâmplat și i-a dat totul peste cap. O situație s-a întâmplat. Am mai primit ca și clarificare energia de final, 5 de bâte, care poate să fie și un conflict interior în această poveste foarte ciudată. A fost clarificat de asul de bâte, ceea ce simt că totuși într-un final spre februarie răsuciți această carte invers, vă găsiți puterea să vă regăsiți pasiunea și să, dacă cumva ceva în această relație s-a întâmplat, spre sfârșitul lunii veți reface relația sau vă veți regăsi pasiunea într-un nou proiect, într-o nouă direcție. Sunt multe variante. Acum să vorbim despre partenerul, partenera voastră. Ce au un suflet? În suflet au lumea. Este energia lui Saturn, o energie pozitivă. Saturn, care este guvernatorul vostru, să nu uităm. Poate că ei se gândesc la voi. V-au în suflet. Poate că sunteți lumea lor din punct de vedere emoțional. Știu că cei născuți în zodia Capricornului pot să fie niște prieteni deosebiți și reușesc pentru cei care alocă timpul unei prietenii cu Capricornul, nu reușesc să se facă într-adevăr de nelipsit. Cred că pentru unii dintre ei sunteți lumea, dar cred că dacă au avut ceva probleme profesionale, cum am zis mai devreme, o reușită la care țineau, da? O victorie le-a fost dată peste cap dintr-o situație, dintr-un motiv, un accident, o separare, o despărțire, o restructurare. Sunt multe variante. În cazul în care s-a întâmplat așa ceva, s-a întâmplat ca să se închidă un ciclu. Ei, în acest moment, au încheiat un ciclu emoțional, poate profesional, da? Dar această întâmplare neașteptată, pozitivă sau negativă, reprezintă, de fapt, încheierea unui ciclu. Este o lecție. Au trecut prin nenumărate lecții, le-au învățat și acum gata, s-a rupt firul, cum se zice, și trebuie să manifeste un nou ciclu, o nouă etapă. Trebuie să se renască. Acesta este ca un făt care iese din vaginul mamei. Scuzați-mi, asta simt, asta e comparația pe care o simt în acest moment. Trebuie să renască emoțional într-o nouă direcție, într-o altă formă. Și să nu uităm că și separarea aceasta susține renașterea, restructurarea. Da, și e legat, iar avem semnele fixe, avem vărsător, avem leu aici. E o situație care s-a arătat în perioada eclipsei care a fost în leu. Mercurul lor este oarecum cam trist. E un mercur în semn de apă, 4 de cupe, nu este energie foarte pozitivă. Au pierdut o ocazie, da? Poate acest turn,
ea separat de o victorie la care țineau foarte mult, de un câștig. Și acum simt, se gândesc că tocmai au pierdut o oportunitate, o ocazie. Da, și se gândesc așa cu regret la perioada de bine, trei de cupe, o perioadă de bine în care erau cu prietenii și se bucurau de o victorie, da? Da, țineau la această victorie ca și acest om, la această monedă. Sunt oarecum triști. Și de înțeles. Sunt oarecum triști și parcă nici nu sunt deschiși să vadă alte oportunități, deși ele sunt, după cum vedeți, e o cupă care vine din cer, deși ele sunt. Cum se manifestă în relația cu dumneavoastră sau în viața lor? 4 de săbii. Se vindecă. Dacă au avut un accident, se vindecă. Sunt în perioada de vindecare. Poate meditează, da? Meditează mai mult la trecut și mai puțin la prezent, ceea ce nu e tocmai bine, da? Dar reușesc totuși, reușesc, simt că încet, încet se conectează la divinitate, la spiritualitate și își vor găsi energia mentală să se ridice și să manifeste un nou adevăr, o nouă direcție, o nouă spadă, da? De ce le este frică? Cavalerul de monede. Cavalerul de monede poate să fie o persoană născută în Capricorn sau în Taur sau în Fecioară, un semn de pământ. Revin, nu ne fixăm pe zodii. Le este frică că trebuie ca... Da. Simt că a fost o situație la nivel profesional care i-a afectat și fizic. Această victorie pe care tocmai au pierdut-o din niște motive, neapărat profesionale, repet, poate li s-a întâmplat un mic accident, o separare de cineva, de altcineva. Deci, această pierdere, restructurare, o văd ca pe o călătorie care va dura foarte mult să-i aducă în poziția inițială. Vorbim de restructurare, deci cu alte cuvinte, acest cavaler este cel mai încet dintre toți cavalerii. Este foarte practic, este foarte precaut și evident că vor fi așa, dar le e frică că va dura foarte mult să refacă situația. Asta e teama lor. Acum că e doar o teamă, nu trebuie să fie și în realitate la fel. Ce își doresc? Își doresc să se refacă, da? Să se refacă. Avem această carte care arată o persoană care încearcă să mediteze, să gândească, să se vindecă, da? Să se refacă și să se simtă iar bine cu voi, cu prietenii, da? Cu familia, cu cei cu care se simt bine, se simt în siguranță. Asta își doresc. Își doresc câteva, pentru că tocmai au trecut printr-o situație neplăcută, da? Au încheiat un ciclu, să nu uităm, un turn. Da? Poate această perioadă nu le permite nici să comunice foarte bine cu voi, în cazul în care sunt la pat bolnav sau prin niște motive comunicarea are probleme. Zic asta pentru că, totuși, într-un final, au ca și carte în februarie 5 de monede. Poate, da, repet, au probleme financiare după această pierdere, să zic, profesională, mică. Nu ne înfrângere, o situație care nu le-a permis să se bucure de o victorie. Poate trebuiau să primească o promoție, nu știm. N-am primit decât două cărți. Dacă ar fi să primez mai multe, probabil că aș afla până la urmă despre ce este vorba, da? Deci, finalul lui februarie îi prinde într-o situație financiară neplăcută. Poate unii vor mai fi în convalescență dacă e vorba de boală. Poate se vor simți oarecum părăsiți de anumiți prieteni. Și totuși, și în această carte avem un vitraliu de biserică și aici. Cred că se vor conecta la spiritualitatea lor și vor primi răspunsurile necesare cum să manifeste acest nou ciclu în viața lor.
Ca și clarificare, am primit 2 de cupe, dar în poziție inversă și până la urmă îndrăgostiții. Deci 2 de cupe reprezintă o colaborare foarte bună, care e posibil să nu vină, dacă e vorba de profesie, să nu vină chiar imediat, poate prin martie, poate prin aprilie, dar în februarie să mai întârzie, dacă așteaptă o refacere financiară, da? Dacă e vorba de comunicarea cu dumneavoastră, prietenia profundă pe care au simțit-o față de dumneavoastră, să fie oarecum provocată de toată această situație și să nu mai reușiți să găsiți acel limbaj pe care l-aveați doar împreună, limbaj emoțional. Încă vor resimți efectele situației prin care au trecut sau prin care trec. Și totuși, ca să nu lăsăm lucrurile în nota aceasta negativă, ca și clarificare la acest 2 de cupe, au îndrăgostiții. Ceea ce zic eu că, hai să ne uităm, simt că poate înspre iulie, relația dintre, da, că e vorba de relația voastră să se refacă, da, sau poate pe 6 februarie, poate pe 6 martie să se întâmple ceva și să vă regăsiți cei îndrăgostiți care vă știați înainte. Cu acest as de bâte și cu îndrăgostiții, într-un final, ca și clarificare, simt că veți reface situația, relația, mai spre sfârșitul lui februarie, martie, da? Zic un 6 februarie cam curând, poate un 6 martie. Ca să nu mergem până în iunie. Oricum, situația se va reface. Mai greu, dar se va reface. Aceasta ar fi citirea pentru cei născuți în zodia Capricornului. Acum, ce rezonează cu dumneavoastră, veți ști mai bine. Sper să-mi povestiți și să primez vești. Aș vrea totuși să repede să caut un sfat, o inspirație, da, din acest set de oracole făcut de Doreen Virtue. Poate vă va inspira într-un fel sau altul. Capricorn, februarie 2019. Infinite abundance. You are fully devoted, supported as you devote yourself to your divine life purpose. Deci, dacă vă conectați la energia voastră divină, la scopul vostru divin, vă veți regăsi și abundența materială. Această carte o să o explic, pentru că e în engleză, o să o explic pe Facebook în română, pentru cei care vor să intre pe Facebook. Și ia uite să ne uităm și la capătul acestui set de cărți, aveți Vorbiți cu îngerii voștri. Că vorbiți voi, că vorbesc ei, da, cum am zis, au două cărți care scot în evidență imaginea unei biserici și să nu uităm că și nebunul e oarecum conectat la credință. Poate vă purtați dumneavoastră haotic, dar undeva vă regăsiți speranța, credința că totul va fi bine. Și chiar dacă trebuie să o luați de la capăt, o să o luați pentru că sunteți capricorn, sunteți încăpățânați. Deci, într-un final, ca și energie susținătoare, aveți Infinite Abundance, pe care o explic pe Facebook. Sper ca totul să fie în regulă. Vă doresc dragoste și pace și numai bine. La revedere!